Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem un ritual cu pompa gira. O vedeți pe pompa gira. Pompa gira o punem aici. Și avem nevoie de un castron cu orez, un pahar cu apă, o lumânare roșie. O lumânare roșie. Se face seara. Puteți face 14 zile la rând, deci în fiecare zi câte o lumânare. Și fotografia persoanei, care nu pot să vă arăt, bineînțeles, fotografia persoanei pentru care faceți ritual. Fotografia persoanei se pune cu fața în sus, în orez. Eu am să o pun și am să trag așa puțin. Și am să aprind lumânarea roșie. Așa, deci se aprinde lumânarea roșie. Haideți să vedem. Am aprins lumânarea roșie și punem 7 trandafiri. Am aprins lumânarea roșie. Se pun 7 trandafiri roșii. Puteți să aveți un castron mai mare decât al meu. Dar puteți să aveți și așa mic, cum îl am eu. Deci nu trebuie neapărat mare. Fiecare după posibilități, da? Numai să aveți grijă să nu vă cadă. Ok. Bun. Îl vedeți cum arată? O să vedem cum arată. Așa. Și se pun în pahar cu apă, se pun trei o să vă arăt imediat. O să încerc să mișc asta mai în voce. Trebuie față de masă neagră am pus ca să aibă mai multă putere ritualul. Și aveți nevoie de bețișoare parfumate Pompa Gira. Pompa Gira. Vedeți? Ritualizate pentru a atrage și a domina în dragoste. Deci așa se numesc, așa sunt, am să le desfac, uite, pentru că sunt într-o pungă, așa. Și am să le desfac. Am să scot 3 pentru că punem 3 în fiecare zi câte 3. Și în fiecare zi spunem o rugăciune care am să vă spun imediat, doar să aprind miros foarte bine aceste bețișoare pentru pompa gira. Puteți să-i puneți și un lichior bun de cireșe sau și bineînțeles țigări. Și îi punem la pompa gira o țigară. Așa, vedeți? Cam așa trebuie să arate. În fiecare zi puteți timp de 14 zile să puneți și să-i faceți ei altarul. Și spuneți următoarea rugăciune. O să vă spun acum. Pentru sau prin puterea pământului, prin prezența focului, prin inspirația aerului și prin virtuțile apei, invoc și chem pe Pompa Gira pentru forța inimilor sângerânde și a lacrimilor vărsate pentru dragoste, pentru ca să meargă unde este, și aici spuneți numele persoanei, să-l aducă și să-i aducă spiritul și pe el înaintea mea, ca să-l facă definitiv al meu. Da? De să fim pentru totdeauna împreună. Asta spuneți dumneavoastră, să vă notați, ascultați de câte ori este nevoie videoul, ascultați-l, vă rog.
și scrieți ce v-am spus să faceți și faceți 14 zile, 28 de zile, cât timp este nevoie pentru ca acea persoană să vină la dumneavoastră. Pentru că probabil la unele persoane este nevoie de o săptămână, la altele persoane este nevoie de 3 luni să faceți lucrul acesta. Depinde că acea persoană poate să fie lucrată de altcineva, poate să aibă, aveți dumneavoastră lucruri negative sau blocaje și atunci trebuie să faceți tot timpul până vedeți rezultate. Este un ritual foarte bun, faceți-l că o să vă funcționeze. Dar nu dintr-o dată, că multă lume scrie, a, păi mie nu mi-a funcționat nimic, am făcut toate ritualurile dumneavoastră. Deci dacă tu ai făcut toate ritualurile mele, îți dai seama că nu o să-ți funcționeze, pentru că înseamnă că le-ai făcut rapid și toate unul după altul și odată și gata, aștepți minuni. Deci nu așa. Cam asta am vrut să vă arăt, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.